Domnul din Pangrati al artistei Silvia Radu și al sculptorului Vasile Gorduz ascunde prin fiecare lucrare o poveste, o frântură de viață și multe clipe de rugăciune, ale lor și ale duhovnicilor care i-au călăuzit. După mai bine de 2 ani, în care poteca din fața porții atelierului începuse să fie prietenă cu iarba și florile sălbatice, pentru că Silvia Radu trebuia să treacă prin experiența spitalelor și poate doar Duhul purtător de grijă avea să o ridice, o regăsesc luminoasă, plină de umor și vioiciune. Cine ar fi mai crezut? Doamna Silvia Radu, știu că ați traversat o perioadă dificilă despre care prefera să nu vorbiți. Cum se vede din prezent viața unui artist creștin aflat la vârsta, îmi dați voie să spun la ce vârstă sunteți? Da, vă rog. 86 de ani. Mi se pare că 87, nici nu mai știu bine. Am 86 sau 87. Nu contează, tot aia e. Cum se vede viața dumneavoastră de acum, din prezent? Îmi dau seama că am avut momente foarte importante în viața mea, momentul în care am întâlnit anumiți aminți părinți. Pe Părinte Sofian, de exemplu. Părinte Sofian mi-a schimbat și viața mea și a soțului meu. Pentru noi a fost o întâlnire esențială în viața noastră. Deci Părinte Sofian, care este un martir în închisorilor comuniste, a făcut mulți ani de închisoare, mi se pare că va fi și canonizat, nu știu când, în ce an, alături de alți mari preoți. Nu ne-a schimbat viața. Noi n-am fi fost noi, dacă n-ar fi fost dânsul. Dânsul spunea despre soțul meu, zice, domnul Vasile trebuie să stea tot timpul cu ciocanul în mână. Iar mie, când îi dăm telefon, spunea, săruna părintele, spuneam eu, și dânsul răspundea, să trăiască doamna Silvia. Era un răspuns minunat, vă dați seama. Un mare părinte să spune, să trăiască doamna Silvia. Pentru mine s-a semnat enorm. Adică să dea curaj să mergi înainte. Ați fost sub ascultarea părintelui Sofian câți ani? Mulți ani, nu pot să-mi dau seama, mulți. Mulți ani până dânsul a plecat la Domnul. Ați simțit că înțelegerea dumnealui a fost cea care v-a încurajat pe drum? M-a încurajat în permanență și întotdeauna mi-a spus ceea ce... Dânsul spunea anumite cuvinte pe care de-abia mai târziu le dezlușeam ce a vrut să-mi spună. La un moment dat trebuia să fac un mic lucru foarte important și am spus, părinte, nu-mi convine lucrul ăsta, adică trebuia să fac o biserică la Vama Veche, de exemplu, biserica de acolo. Și spune, părinte, nu-mi convine locul pe care mi l-a dat, eu vreau să pun un alt loc biserica, adică nu-mi convine absolut deloc. Ce să fac? Și dânsul mi-a spus, doamna Silvia, faceți-o acum, că după aceea nu o veți mai putea face. Ei, după aia, nu credeți că după aia și eu și soțul meu, deci i-am urmat sfatul, bineînțeles că s-a început construcția bisericii. După în cel mai scurt timp, și eu și soțul meu ne-am îmbolnăvit de cancer amândoi. După ce ridicau biserica din Vama Veche, Silvia Radu și Vasile Gorduz deveneau și ctitorii mănăstirii Pătroaia. Recent a avut loc târnosirea. Ca semn al aprecierii noastre, acordăm Ordinul Sfântul Ierarh Nifon pentru laici, doamnei artist plastic Silvia Elena Radu, dată în reședința noastră arhiepiscopală și mitropolitană din Târgoviște, anul 2021, luna octombrie, ziua a 17-a. Semnează Nifon, arhiepiscop și mitropolit. Poate că fermentul relației cu părintele Sofian a fost tocmai faptul că avea o deschidere extraordinară pentru artiști. Nu are nici importanță. Adică nu avea părintele șansă. Sofian nu sunt picta. De acord cu asta. Părintele Sofian era un mare pictor de biserici, sigur că da. Dar nu asta era important. Nu. Ci viața duhovnicească. Sfințenia dânsului, asta era important. După părintele Sofian ați mai întâlnit și alte personaje memorabile din... Pe părintele Irineu, care este duhovnicul actual al meu. Da, și a fost și al soțului meu. Da. Ce înseamnă întâlnirile despre care vorbiți? Sunt esențiale în viața unui creștin. Eu aici vorbesc din punct de vedere a unui creștin. N-are importanță artist sau n-are importanță meseria. Nu meseria contează. Important e crezul tău. Interior. Dacă ar fi să o luați de la capăt, și profesional, și uman, și... Auziți, vă povestesc ceva, un lucru
interesant și amuzant odată. Soțul meu, tatăl meu, nu vrea deloc să mă să fac arte plastice. Dânsul vrea să mă fac inginer. Tata era profesor de matematică. Și eu nu vreau, bineînțeles, eu vreau să mă fac artist, să fac urmez bele artele. Și un artist mai în vârstă s-a dus la tatăl meu și a spus: domn profesor, să știți că și noi avem salariu, artiștii. Am mințit biet om că l-am rugat, eu zic, vă rog frumos, ca să mă lase. Și până la urmă m-a lăsat tata. Și am avut o mare expoziție la Dallas, la sala Dallas la un moment dat. Și am invitat pe tata și am spus: uite, tată, ai văzut că am avut dreptate, că am făcut artele plastice, și ai avut dreptate. Deci dacă ar fi să o luați de la capăt, cu siguranță ați face tot arte plastice. Da. Suntem înconjurați de sculpturi, de tablouri cu flori, de sculptura îngerilor. Spuneți-mi, în tablourile cu flori sunt în momentele dumneavoastră de lejeritate emoțională, sufletească? Sau... În momentul în care eu de multe ori scoteam pânza afară și pictam afară, nu? Mă uitam afară și pictam flori și era foarte simplu, nu? E mult mai simplu să faci o pictură de genul ăsta decât o sculptură. Cât de greu este să fii artist? Bine, acum vorbesc și eu, acum să supără pictură pe mine. Nu poți niciodată să faci o pictură bună dacă nu ești un om cu har. Deci meritul nostru, artistilor, nici nu există. Este harul lui Dumnezeu care ne-l-a dat și trebuie să știm să-l folosim, ca în orice meserie. Deci harul ne-l dă Dumnezeu și mie și dumneavoastră și dumneavoastră, fiecare om care are o meserie, nu? Dacă n-ar fi dat Dumnezeu harul respectiv, nu ați putea să faceți meseria respectivă. Fără har. Deci Dumnezeu este Cel care ne dă harul. Noi facem altceva decât să răspundem harului. Noi nu avem niciun fel de merit. Cât de greu este să fii artist creștin? Eu găsesc că nu e greu. Dacă ești într-adevăr creștin, nu e greu să faci nimic. Și harul nu-l dobândești prin efort, prin sacrificiu? Nu, harul ți-l dă Dumnezeu. Nu sunt de acord cu asta. Deloc nu sunt de acord cu asta. Harul se dă Dumnezeu, dacă El decide dacă se-l dă sau nu se-l dă. Rostiri și rostuiri în lumina fiecărui tablou și al fiecărei sculpturi. Povestea lor de viață curge în imagini și mai puțin prin cuvintele noastre. Silvia Radu și Vasile Gorduz, sau despre dragoste, menire și credință. Încheierea poveștii, la plecare, întâmplător sau nu, peste drum de atelierul din Pangrati întâlneam unul dintre mulții săi prieteni. Prin ce este Silvia Radu o prezență luminoasă în peisajul creștin, dar și artistic? Bine, pe Silvia Radu, într-adevăr, am cunoscut-o acum peste 30 de ani, mai exact după 1981, am avut ocazia să fiu în proximitatea ei, dar de fapt în proximitatea acestei familii de artiști. Silvia Radu este nedespărțită, practic, de Vasile Gorduz, este soțul ei, unul de cei mai mari sculptori pe care i-a dat țara aceasta și împreună formau o pereche de artiști atipică. Atipică în sensul că erau non-conformiști, dar non-conformiști în Hristos, ceea ce pe vremea aceea era o specie destul de rar și de greu întâlnită. Doi artiști care au lăsat și Silvia Radu, iată, lasă în urmă o dâră extrem de personală și de luminoasă. La expoziția lui Vasile Gorduz, prima după 1989, am participat și eu la galeria Catacomba. Sorin Dumitescu era cel care organiza aceste expoziții cu adevărat unicat, iar piesele expuse de Gorduz au fost primite cu un entuziasm debordant. Era foarte multă magie și foarte multă tandrețe, dar și foarte multă credință în acele
pietre smulse din țărmul acela dobrogean, acel calcar lucrat cu foarte multă migală, milioane de ciocane și dăți care s-au auzit, au modelat practic acei îngeri. Da, îngerii pot fi și din piatră, iar din mâinile lui Gorduz, acei îngeri parcă zburau, erau imateriali, din piatră fiind făcuți. Silvia Radu, în opinia mea, așa cum o cunosc eu și cred că pot să spun că o cunosc destul de bine, nu se încadrează niciun fel de canoane. Scapă oricărui profil, unui posibil profil în care am putea o așeza. Este deopotrivă smerită și tumultoasă, este imprevizibilă și în același timp foarte modestă. Este foarte credincioasă, dar cu o credință așa, ca un izvor de munte, năvalnică. Practic, te ia pe sus în multe dintre acțiunile pe care le derulează. Are un entuziasm debordant, iar pentru vârsta ei, totuși este o doamnă venerabilă, pentru vârsta ei este într-adevăr un exemplu de energie duhovnicească și artistică de neegalat.